Salut, prieteni, și bine v-am găsit! Acum 25 de ani, când am luat contact cu această meserie frumoasă, eram pasionat de scule. Eram pasionat de scule de mână, de altfel nu aveam multe scule de mână. Aveam o șurubelniță Flaro pe care o izolam băgând în varneș. Aveam un cuțit pe care l-am făcut dintr-o lamă de nu știu ce pânză. Aveam un patent. La fel, îi izolam mânerile cu izolier. Aveam lampa de control făcută din un tub de mentosan cu două becuri de frigider seriate ca să pot să măsor și 400 de volți. Aveam o trusă de scule, de fapt era o geantă de la o mască de gaze și aveam toate sculele mele, nu erau multe, dar țineam foarte mult la ele și țin minte și acum, dacă se tocea cuțitul, mă duceam la polizor, îndreptam. Dacă rupeam vârful șurubelniței, la fel, mă chineam să le fac să meargă și să le am în curate, să le am mereu aranjate. Țin minte că băgai mâna în geanta cu scule și știai, nici nu trebuia să te uiți când luai o sculă. Pentru că aveai și țineai, aveai o mână de scule și țineai foarte mult la ele. Să nu mai zic de faptul că în momentul în care te intersectai cu un alt electrician, fie că erai pe șantier, fie că erai într-un combinat, întreprindere, și vedeai, te uitai foarte mult să vezi ce sculă mai scoate, ce sculă nouă are, ce s-a mai inventat, ce mai găsești. Foarte, foarte, foarte frumos și, mă rog, sunt niște amintiri frumoase, deoarece pe vremea aia prețuiam tot ce însemnau sculele. Acum avem scule foarte multe, avem o multitudine de scule pe care le găsim peste tot, avem de unde alege, avem cum să comparăm, avem cum să testăm. Și da, acum nu mai e o scuză pentru că nu poți să ai grijă de sculele tale, nu mai e o scuză că nu știi să folosești scule, nu mai e o scuză că e ceva pe care nu-l știi. Acum ar trebui să știi tot. Și pentru asta, și pentru că nu numai faptul că știți că de când am început să facem acest laborator, cei de la Knipex ne-au fost alături, vă invit la un workshop. Un workshop nu vă costă nimic. Veniți aici, punem sculele pe masă, avem planșe pe care să lucrăm, să tăiem, să septizăm, să decojim, să facem orice, să strângem șuruburi, să folosim toate sculele din portofoliul lor. Ne-am gândit, pentru că tot am zis, ok, ce ar fi să facem un workshop unde să ne adunăm cu toții și să ne jucăm. Exact cum eram când eram copii și găseam câte o sculă dintre aia și știți că mai desfăceam câte ceva. Sunt convins că mare majoritate dintre voi care sunteți de vârsta mea ați stricat vreun radio sau vreun pickup sau nu știu ce alt casetofon sau nu știu ce nebunii când ați fost mici, pentru că na, era o plăcere, era o pasiune. Acum tineretul a pierdut cumva partea asta pentru că na, nici n-a avut cine să le mai inspire. Așa, prieteni, eu, împreună cu cei de la Knipex, vă invităm miercuri să veniți aici. Nu vă costă nimic. Veniți aici lângă noi. Pentru că, până la urmă, ăsta e rolul pentru care am făcut aceste laboratoare practice. Și oricum, gândiți-vă că orice face în acest laborator, suntem dependenți de utilizatul sculelor și utilizatul sculelor corespunzător. Și atunci, veniți aici. Veniți aici să ne simțim bine, să fim cu toți aici, într-o atmosferă armonioasă, unde să ne jucăm, să sertizăm, să testăm, să vedem câte sunt de bune sculele, să vedem câte sunt de tari, să vedem cum decoșim, ce avantaje, ce dezavantaje. Mai mult decât atât, avem și o variantă de 3-in-1 multitool. Abia aștept să vă prezint aici, pentru că am zis, ce atâtea unboxing-uri? Veniți aici, facem împreună unboxing. Facem împreună, ne jucăm, desfacem, vedem cum merg, ce nu merg. Da? Până la urmă, e bine și ca un feedback pentru producători. Cei de la Knipex sunt foarte interesați să știe părerile noastre, să vadă cum lucrăm, ce ar fi de îmbunătățit. Din acest motiv, nu rămâne decât să ne vedem miercuri la ora 5 după amiază, la ora 17, am căutat să fie în așa fel încât să fiți cât mai liberi aici, la noi, la laborator. Vă aștept cu mare drag să depunem amintiri și să ne aducem aminte și să vedem cum e cu sculele de la Knipex până la urmă, nu?
că sunt convins că sunteți mulți care am văzut că sunteți pasionați de acest tip de scule și aveți în trusele voastre. Și de ce nu să vedeți și scule mai noi sau să vedeți chestii pe care să le comparăm. Așa că nu vă costă nimic. Repede, repede, repede faceți inscriere pentru că nu sunt multe locuri. Sunt locurile limitate, după cum știți, pentru că nu e atât de mare spațiu. Așa că dacă vreți să vedeți o masă plină de scule de la Knipex și posibilitatea de a testa și a verifica aici, alături de noi, înscrieți-vă repede, intrați și înscrieți-vă și vă așteptăm cu mare interes. Și nu uitați, până data viitoare, rămâneți pe fază!